Lucius Domitius Aurelian a fost un împărat roman ce a domnit între anii 270-275. El a urmărit să-și întărească autoritatea imperială, proclamându-se oficial Dominus et Deus, adică Domn și Dumnezeu. Aceasta a declanșat un nou val de persecuție împotriva creștinilor. Cum împăratul pretindea ca toată lumea să-i aducă în chinare, și creștinii refuzau cu îndărătnicie, aceștia din urmă au fost supuși bătăilor, schingiuirilor și morții de martir. Din fericire, prigoana aceasta nu a durat prea mult, căci împăratul a fost ucis de proprii săi ostași, în Bizanț. Persecuția, la drept vorbind, nu a fost oficială, căci Aurelian nu promulgase niciun decret împotriva creștinilor. Unii istorici spun că actul era pregătit și nu avea nevoie decât de semnătura împăratului, care însă a murit pe neașteptate. Tratamentul aspru aplicat creștinilor s-a datorat exclusiv faptului că Aurelian se proclamase zeu și creștinii nu voiau nici să îi se închine, nici să jerfească în cinstea sa. Printre cei ce au primit cununa de martir în vremea aceasta s-a numărat și Felix, episcopul Romei. El a căutat să întărească în credință pe ceilalți creștini, și, cum era natural, îi îndemna să se închine numai Dumnezeului celui viu, și nu Împăratului. Dus înaintea Împăratului, a fost condamnat la moarte, prin decapitare. Agapetus a fost un tânăr roman, credincios. El a avut o inimă miloasă și plină de dragoste pentru cei săraci. Spre a-i ajuta, el și-a vândut averea ce o avea de la părinți, iar banii i-a împărțit nevoiașilor. Cineva l-a denunțat că e creștin și că nu se închină Împăratului. Atunci l-au arestat și l-au dus la Preneste, nu departe de Roma. Acolo l-au supus torturilor și în cele din urmă l-au decapitat. După cum am menționat, împăratul Aurelian a fost ucis la Bizanț, de proprii săi ostași. După el au urmat Tacitus, Probus, apoi Carus, care, fiind lovit de un trăsnet, a lăsat imperiul pe mâna fiilor săi, Carinus și Numerianus. Toți au avut o domnie scurtă și nu au prigonit biserica creștină. În anul 284 a ajuns împărat Dioclețian. El nu a dat decrete imperiale care îi vizau pe creștini, până în anul 303, când s-a declanșat cel de-al zecelea val. Totuși, chiar și în aceste condiții, o seamă de creștini au fost martirizați, mai ales după numirea lui Maximian ca regent în partea de vest a Imperiului. Felician și Primus au fost doi frați care au trăit la Roma și au fost martirizați în această perioadă. Ei s-au dovedit foarte activi în cadrul bisericii creștine. Erau săraci, munceau ziua, iar seara căutau să se strecoare în închisori, ca să-i ajute pe frații arestați pentru credința lor. Pe unii mai fricoși îi încurajau, pe cei slabi îi întăreau, pe cei căzuți îi ridicau. Prigoana se abătuse de mai multe ori asupra creștinilor, dar ei scăpaseră cu bine. Erau plini de zel sfânt și experiența lor căutau să o împărtășească și altora. Într-o zi, au fost prinși și puși în lanțuri. După ce au fost bătuți crunt, au fost trimiși într-un orășel, la vreo 20 de kilometri de Roma, ca să fie judecați. Ei au mărturisit că sunt creștini și nu s-au lepădat, în ciuda torturilor la care au fost supuși, pentru că Harul lui Dumnezeu i-a întărit în toate încercările. Fiindcă au refuzat să renunțe la credința lor în Hristos Domnul, au fost decapitați. Marcus și Marcelianus au fost frați gemeni, ei se trăgeau dintr-o familie distinsă a Romei. Părinții erau păgâni. Copiii au fost convertiți în tinerețe de tutorele lor, care era creștin. La arestare, ei erau deja căsătoriți și aveau copii. La judecată și-au mărturisit crezul și au fost osândiți la moarte prin decapitare. Părinții au intervenit și au obținut amânarea executării sentinței cu 30 de zile, urmând ca, în acest timp, să-i convingă să jerfească idolilor. Transquilinus și Martia, cu nurorile și nepoții, au venit la ei la închisoare și, cu lacrimi și insistențe, au încercat să-i determine să renunțe la credință. Dar ei au rămas neclintiți. În închisoare au întâlnit un ofițer din garda imperială, numit Sebastian. Acesta venise să încurajeze pe cei doi frați. În urma discuțiilor din temniță, în loc ca ei înșiși să fie doborâți, cei doi frați au reușit să-și convertească și părinții și soțiile. La sfârșitul celor 30 de zile, tatăl s-a prezentat la prefect să-i spună rezultatul. El a mărturisit că a încercat să-i abată de la credință, dar n-a reușit. Ba mai mult, și el a devenit creștin. Apoi a tăcut. Cromațiu, prefectul care i-a osândit, a fost foarte surprins. Tatăl a folosit niște argumente atât de convingătoare, încât însuși magistratul a ajuns să creadă în Hristos. El i-a pus în libertate pe cei doi frați, a renunțat la înalta sa slujbă și a vândut averea și s-a retras la țară în afara Romei. De asemenea, cei doi frați l-au convertit și pe funcționarul Nicostratus, care ținea evidența celor din închisoare. După eliberare, Marcus și Marcelianus au fost ascunși în apartamentul unui ofițer de la palat, căci vânătoarea creștinilor era în toi. Un apostat creștin, a aflat de la cineva că cei doi frați sunt ascunși la palat. Numai decât i-a denunțat și din nou au fost arestați. Prefectul Fabian, care i-a succedat lui Cromațiu, i-a condamnat la un chin înfiorător. Au fost legați de un stâlp, iar picioarele le-au fost țintuite în piroane. O zi întreagă i-a ținut în poziția aceasta, după care au fost străpunși cu lancea. Zoe, soția lui Nicostratus, Funcționarul cu evidența deținuților își pierduse graiul în urma unei paralizii și vorbea numai prin semne. Marcus și Marcelianus încercau să explice prin semne lucrurile privitoare la credință. Ei i-au vorbit despre mântuirea prin Hristos Domnul și au îndemnat-o să se roage chiar și pentru vindecarea ei. Ea s-a rugat și a putut din nou să vorbească. Lucrul acesta i-a întărit mult credința. De acum spunea tuturor că ea e creștină, împreună cu soțul ei. Convertirea lor a stârnit multă zarvă. Prefectul a poruncit să fie arestați. Aduși înaintea scaunului de judecată, el i-a ordonat lui Zoe să sacrifice în cinstea lui Marte. Pentru că a refuzat, ea a fost spânzurată de crengile unui copac, iar de au aprins un foc mic care i-a prelungit chinurile. Mai târziu, funia a fost desprinsă de pe copac și trupul condamnatei a fost legat de un pietroi mare, pe care l-au rostogolit în râu. Soțul ei a fost de asemenea martirizat. Alban a fost un păgân din Britania. Odată, el a acordat adăpostul unui creștin numit Amphibalus, care era urmărit pentru credința sa. Conversațiile avute cu acesta au dus la încreștinarea lui. Alban a devenit un credincios înflăcărat. Era conștient de soarta care îl aștepta, dar luase hotărârea să nu se despartă de Hristos. În cele din urmă, dușmanii au aflat unde este ascuns Amfibalus și au venit la casa lui Alban să-l ridice. Cei doi au făcut în grabă schimb de haine. Soldații l-au luat pe Alban în locul lui Amfibalus, dar, adus în fața judecătorului, acesta îl recunoscu și trimise din nou după Amfibalus, care între timp scăpase fugind. Înfuriat, magistratul porunci lui Alban să jerfească în cinstea lui Jupiter. Alban refuză categoric și mărturisi că el este creștin. Atunci îi se ordonă să îngenuncheze la picioarele statui, dar arestatul nu se supuse. Aceasta îl înfurie și mai mult pe magistrat, care dădu dispoziție să fie biciuit. Alban răbdă aspra pedeapsă cu mult curaj. După biciuire a fost rostită sentința, decapitarea. Istoricul Bede, relatând martirajul lui Alban, spune că pe drum călăul însuși a devenit creștin. Ajungând la locul de execuție, el a aruncat sabia și a cerut îngăduința fie să moară în locul lui Alban, fie să moară împreună cu el. De față era adunat mult popor. Ofițerul însărcinat cu execuția îi acceptă cea de-a doua cerere și amândoi au fost omorâți cu aceeași sabie. Martirajul lor a avut loc la 22 iunie, lângă Verulam. Astăzi, orașul se numește Sfântul Alban.